Mergem la Andra, care pregătește fanilor o nouă surpriză. Este vorba despre un nou videoclip pe care îl filmează chiar acum. Ana Vladislav, colega mea, s-a dus pe platourile de filmare. Andra, bună! Cătălin e aici. Ce faci? Bună, Ana! Bună! Bună, Cătălin! Vrei să știi ce face soția ta? Da, te rog frumos! Andra, așa că așa ce m-am trezit, faci iubire? La ora asta? Nu e așa că așa m-am trezit cu negrul ăsta la ochi și așa cu părul ăsta aranjat? Așa m-ai văzut și dimineața. Așa e în fiecare dimineață. Uite, sunt în hălățel. E da. Pregătită, vezi, uite, e gata, sunt aranjată, să, dăm, să dea rec la clip, indiferența. Da. Abia așteaptă trenda acum să dea acțiune, dar am zis prima oară să-mi anunț fanii prin intermediul vostru că filmăm un nou videoclip. Mult așteptat, pentru că mesajele de pe Facebook mi-au spus asta. Prietenii mei așteaptă de mult un videoclip. Și avem multe, multe surprize. Surpriza de astăzi este melodia Indiferența, creată de Demoga Music. Și abia aștept să o ascultați. Sper să iasă și un videoclip așa, pe măsura melodiei. Eu am auzit piesa și sunt fan. O am peripit după mașină. Da, și eu am auzit-o. Așa este, dar mie îmi place foarte mult când înregistrez o melodie să le pun prietenilor să asculte și să-mi dea părerea lor. Țin cont de părerea lor și primul dintre ei, primul meu prieten este Cătălin. Iar eu cu urechea mea, acolo, vă dați seama, imediat zic, mamă, pe asta aș cânta și eu, prieten. Asta aș dansa-o. Mai am un prieten care știe melodia. Vino repede, prietene. Vino repede, hai. Ia, este, păi da. Eu credeam că e acasă. Uite, salută pe tati acolo. Mâna tati. Te salut, David, ce faci? Nu trebuia să fie acasă? Bine. Ești bine? Păi am mers la mami. Ai mers la mami, foarte bine. Foarte bine, David. Mă bucur că ești acolo. Ai ascultat piesa lui mami? Zim, tati te pup. Tati te pup. Succes! Uite-te la casa acolo. Ești firm. Ia, bagă zâmbetul ăla. Perfect, David, perfect. Foarte bine. Bun, avem Indiferența Doare, așa o să se numească noua piesă a Andrei. Indiferența. Apare a, și doare, viitoare, așa nu? Zice? Da, săptămâna viitoare sperăm. Acum am făcut presiune pe regizorul nostru, domnul Tranda. Săptămâna viitoare o să apară videoclipul? Ei! Da, a făcut din cap. Da, e ok. Și multe, multe alte surprize. Și ziceam că ai făcut o pauză după Sala Palatului, după Aievea, ți-ai tras sufletul și acum... Oarecum, n-am stat. Stai că ne pregătim pentru alte evenimente. Mă bucur tare mult că ai adus vorba de Aievea, pentru că cei care n-au putut să fie prezenți la concertele de la Sala Palatului au acum șansa să vadă acest concert minunat pe 8 aprilie, duminică, la 13:30, la ProTV. Adică invit la masă, să ia masa cu tine. Nu, numai bine că suntem acasă acolo cu toții, ne uităm la concert. Eu abia aștept să-l văd, pentru că fiind pe scenă, știi cum e ciudat. Adică încerci să dai totul, dar nu știi ce fac ceilalți. Acum am șansa să văd ce au făcut și ceilalți, pentru că reacția după concert a fost una foarte bună, așa că aștept să văd. De Paști ce faceți? De Paște o să stăm acasă, pur și simplu, o să fac mâncare. Mâncăm. Nu e nimic nou pentru tine. Mâncăm, o să gătesc din nou, abia aștept. În ultima perioadă îmi place foarte mult să gătesc. Și mie, așa că numai bine. Perfect, abia aștept. Îmi place, mai puțin îmi place la să gătesc și o să fac asta. O să fim împreună cu familia, copiii, să ne mai odihnim, că avem nevoie de odihnă. Și unde e mai bine ca acasă. Și după Paști urmează o perioadă agitată. Ai nevoie de odihnă că... Da, o să înceapă și semifinalele România au talent. După care pe 3 iunie o să avem concert la Arena O2 în Londra. Pe 10 iunie la Bacău. Mult mai multe evenimente, dar toate astea le veți putea... Aievea, exact. Puteți să aflați de ele pe adresa mea de Facebook, pe Andra. Ții acolo, îi ții la curent de fan și cu filmulețe și pe Instagram. Da, e foarte, foarte interesant, pentru că atunci când s-au pus în vânzare biletele de la Arena O2 în Londra, s-au vândut foarte repede, nu m-am așteptat atât de repede să se vândă, ceea ce mă bucură foarte, foarte mult și abia aștept să ajung acolo și să le cânt tuturor. Eu știu că vă aștept, dar până atunci... Din 5 categorii, acolo 4 au fost sold out în 3 ore pentru, uite, toți românii care se uită la Londra, din la emisiunea noastră pe ProTV Internațional. Foarte frumos, Aievea, concertul o să fie pe ProTV de Paște, în ziua de Paște, pe 8 aprilie, de la ora 13:30, oameni buni. Săptămâna viitoare poate vii cu piesa în premieră la noi, Andra, ne-am bucurat foarte tare, dacă se poate. Nu știu ce să zic, normal. Negociez eu cu ea și fii atent, dacă vii cu piesa la noi în premieră, ți-aduc un platou de prăjituri. Oh, gata, s-a făcut, mă rog, și un consolat de la pentru Ana vin.
Perfect, baftă la filmare, Andra. Abia aștept, pentru că știu că dacă voi veni la voi, toată lumea o să vadă acest videoclip și acest cântec. Normal, abia aștept, sincer, mulțumesc din suflet, sper să decurgă totul. Doamne ajută! Yay! Chiar așa, da. Cătălin, te lăsăm pentru că Andra are treabă aici și să nu stea toată noaptea pe plătă. Indiferența doare cel mai tare. Asta așa în premieră puțin. Așa va suna noua piesă, o să auziți săptămâna viitoare integral melodia și o să vedeți videoclipul. Andra, te iubesc, te pup și baftă la filmări. Ne vedem după emisiune. Abia acum mi-am luat energie. Yes, și eu te iubesc. Pa. Spor, pa, pa. La revedere, mulțumim mult de tot.